Redirecționează 2% din impozitul pe venit către Fundația pentru Smurt. Un formular completat înseamnă o viață salvată. Atât de puțin pentru tine, înseamnă totul pentru el. Ai curaj să trăiești precum o fac ei? Să spui lucrurile pe care le spun ei? Să crezi în idolii în care cred ei? Să decizi la fel cum o fac ei? Crezi că poți fi ca ei? School TV, singura emisiune realizată integral de Jenny Reghineni în fiecare vineri seara la Dare din TV. Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la Jurnal de Weekend. Ziua Mondială a Apei, sărbătorită la 22 martie, a fost marcată la Liceul Tehnologic Ioan Bojor printr-un concurs. Competiția intitulată Apă pentru viitor a fost dedicată elevilor din clasele a 11-a. Juriul a fost alcătuit din cadre didactice, directorii instituției și o elevă. Fiecare echipaj a trebuit să alcătuiască un rebus pe tema apei, o mapă cu materiale informative și o prezentare în PowerPoint. Faza pe oraș a concursului va avea loc în cadrul săptămânii Școala Altfel la Liceul Tehnologic Petru Maior. În fiecare an, în data de 22 martie, este sărbătorită Ziua Mondială a Apei. În urma unei decizii luate în cadrul Conferinței Națiunilor Unite pentru Mediu și Dezvoltare în anul 1992. Evenimentul a fost marcat în avans de Liceul Tehnologic Ioan Bojor printr-un concurs intitulat Apă pentru viitor, faza pe școală. Competiția a fost dedicată elevilor din clasele a 9-a. Organizatorii au dorit să conștientizeze tinerii de importanța apei ca sursă esențială a vieții. Această apă este o resursă naturală care este indispensabilă vieții și prin asta dorim să facem un apel tuturor care se uită la noi, elevilor din școală, că trebuie să protejăm apa curată, să o păstrăm curată, să folosim doar cât avem nevoie. În concurs a intrat câte un echipaj din fiecare clasa a 9-a, alcătuit din 5 membri. Ca orice competiție care se respectă, a avut și un juriu alcătuit din cadre didactice, directorii instituției și o elevă care a făcut parte din echipa câștigătoare de la ediția precedentă. Fiecare echipaj a trebuit să alcătuiască un rebus pe tema apei, o mapă cu diferite materiale și o prezentare în PowerPoint. Ne-am pregătit prin acest concurs împreună cu alte colege. Și am realizat un proiect PowerPoint și un dosar cu privire la consumul inteligent al apei. Și în acest concurs trebuia să mă pregătesc din importanța apei în organism pentru viețuitoare. Am aflat noi lucruri cât și foarte utile pentru viața noastră de zi cu zi. Anul acesta am aflat că sunt în juriu la concursuri cu apa. Am participat și anul trecut. Echipa mea a câștigat. Echipajul câștigător va participa în 10 aprilie la Liceul Tehnologic Petru Maior, la etapa pe localitate. Le dorim succes tinerilor și cei mai buni să câștige. Faza pe școală a concursului a fost câștigată de echipajele claselor A9B și A9C. Vineri 21 martie a avut loc finala Ardelenii Auhar. Concursul s-a desfășurat la Centrul Cultural Mihai Eminescu din Târgu Mureș. Reghinul a fost reprezentat de Alexandra Grama, trupa de rock Black Eyes, un ansamblu de dansuri populare și interpreta de muzică ușoară Teodora Crișan. Organizatorii au acordat și premii, dar marele câștig a constat în faptul că tinerii participanți s-au făcut remarcați prin talentul lor. Revenim la subiect după ce aflăm de la Marcela ce conține jurnalul economic de astăzi. Bun găsit!
Astăzi, la Jurnal Economic, aflați că 93 de kilometri de autostradă, atât își propune CNADNR să finalizeze anul acesta. Un alt subiect este faptul că foarte puțini români și-au deschis o afacere anul trecut, potrivit unui studiu al unei companii de strategie și consultanță în modelele de afaceri. Cu detalii ne vedem după știri la Jurnal Economic. Cursul județean Ardelenii au har a ajuns la final. Sala de spectacole a Casei de Cultură a studenților din Târgu Mureș a fost neîncăpătoare în seara de vineri 21 martie. 30 de formații, interpreți de muzică ușoară și populară, imitatori și recitatori s-au întrecut pentru a demonstra că sunt cei mai buni. Artiștii reghineni au fost la înălțime și au reușit să încânte publicul cu prestațiile lor. Trupa de rock Black Eyes, ansamblul de dansuri populare Rudiecek și interpreta de muzică Teodora Crișan s-au numărat printre finaliști. Copiii au demonstrat că sunt talentați și au impresionat juriul cu prestațiile lor artistice. Când mă sileam, eu să fac, eu și fac și mai bine. Dacă aș și mătușa Marioară cu joar de la Tulpina și Reșului. Dacă îmi cheamă, le-a ieșit scădatul? Să ia cu ochiul bas la mine. Printre jurații concursului s-au aflat interpreți de muzică populară, dar și directori de instituții. Mă bucur că avem ocazia să vedem în fața noastră pe scenă atâția copii și tineri foarte talentați în diferite domenii artistice. Sunt foarte mulți care nu neapărat vin să cânte, vin să-și arate maestria artistică prin tot felul de jocuri, de recitat, de interpretarea unui rol. Copii foarte bine pregătiți, foarte talentați și zic eu că folclorul este, și nu numai folclorul, tot ce avem noi ca și artă este pe mâini bune. Mie mi se pare un eveniment extraordinar pentru județul Mureș, copii foarte talentați și îi așteptăm să mai presteze și la alte evenimente organizate și la alte ediții. Concursul Ardelenii au har a demarat în luna noiembrie 2013 pentru a promova tinerele talente din județul Mureș. În preselecțiile ce au avut loc în fiecare oraș și municipiu, s-au înscris 243 de concurenți. Unirea Basarabiei și Bucovinei cu România a fost marcată în avans la Reghin. Vineri 21 martie, Casa de Cultură a Tineretului George Enescu a găzduit o manifestare cultural-științifică. Organizatorii au fost Primăria Reghin, Asociația Pro Basarabia și Bucovina, Filiala Grigore Vieru Reghin, Biblioteca Petru Maior, Astra și Casa de Cultură Eugen Nicoară. Momentele artistice au fost asigurate de interpreții de muzică populară. Înainte vă invit să urmărim o avanpremieră a jurnalului de astăzi. Bine v-am găsit! În următoarele două zile, nativii din Zodia Rac s-ar putea să fie neliniștiți din cauza unor probleme financiare minore. Nativii din Fecioară se pare că vor acorda mai multă importanță unor probleme mărunte și vor fi tentați să exagereze, iar săgetătorii vor avea tendința să se enerveze fără motiv, ceea ce îi poate pune în situații neplăcute. Ne vedem imediat la Jurnal de Astre. La 27 martie 2014 se vor împlini 96 de ani de la unirea Basarabiei și Bucovinei cu România, eveniment ce a precedat Marea Unire de la 1 decembrie, ce a avut loc la Alba Iulia. Pentru prima dată la Reghin, momentul istoric a fost marcat în avans vineri 21 martie, printr-o manifestare cultural-artistică. Organizatorii au fost Primăria Reghin, Asociația Pro Basarabia și Bucovina, Filiala Grigore Vieru Reghin, Biblioteca Petru Maior, Despărțământul Reghin al Astrei și Casa de Cultură Eugen Nicoară. Președintele filialei reghinene a Asociației Pro Basarabia și Bucovina, Viaceslav Istrati, a declarat că ar dori ca evenimentul istoric ce a avut loc la 27 martie 1918 pe teritoriul actualei Republici Moldova să devină tradiție. Vrem ca să arătăm tuturor celor din această zonă, din oraș, că Pro Basarabia și Bucovina vrea să facă ceva și din punct de vedere cultural și festiv, să arate că ceva se întâmplă frumos în orașul nostru și facem ca evenimentele istorice să devină importante pentru noi totul poporul român.
vrem ca acest eveniment să nu numai să fie serbat, dar să fie în fiecare zi memorizat de fiecare cetățean. Au susținut alocuțiuni președintele Pro Basarabia și Bucovina, Marian Cenciu, profesorul universitar de la Universitatea Petru Maior din Târgu Mureș, Vasile Dobrescu și nu numai. Apoi participarea României și a delegațiilor din cele trei provincii la conferința de pace, unde s-a ratificat asemenea hotărâri populare, sigur, alese de reprezentanții celor în cauză, românilor din Basarabia, Bucovina, respectiv Transilvania. Prin tratatele de pace, ultimul a fost cu Basarabia în octombrie, 28 octombrie 1920. Totodată a avut loc și lansarea celui de-al doilea volum al anuarului Arhivelor Mureșene, prezentat de directorul Liviu Boar. Este vorba despre o apariție editorială de excepție, ce cuprinde în paginile sale lucrări științifice de mare însemnătate pentru istoria județului. Vreau să remarc faptul că în acest anuar sunt publicate studii, documente, articole de teorie și practică arhivistică și nu numai, și de asemenea avem o rubrică intitulată Arhiviști Mureșeni, în care prezentăm viața și activitatea celor care au slujit arhivele naționale, mai ales în județele Mureș, dar și cele din Transilvania. Chiar în acest număr avem două biografii ale unor arhiviști născuți în Reghin sau în împrejurim. E vorba de un fost șef al filialei Arhivelor Statului din Reghin, Dumitru Crișan, și de asemenea coleg care din păcate a plecat la cele vești în anul trecut, Viorel Grama. Momentele artistice au fost asigurate de interpreții de muzică populară Maria Neag, Dumitru Gliga, acompaniați de un grup instrumental condus de profesorul Ioan Conțiu. La eveniment a participat și grupul vocal al preoților din protopopiatul ortodox Reghin, Eclesia. În ediția de astăzi a jurnalului de carte, M.Ș. Ardelean vă prezintă recenzia unei lucrări potrivit acestei perioade în care ne aflăm, și anume postul Paștelui. Este vorba despre romanul Ben-Hur, o poveste despre Hristos, după care a fost realizat și un film în anul 1959. Pelicula a obținut numai puțin de 11 premii Oscar, dar cum întotdeauna cartea bate filmul, vă invit să urmăriți prezentarea realizată de M.Ș. Ardelean. Revenim la subiect după ce aflăm de la Ionuț câte ceva despre vreme. Bine v-am găsit! Meteorologii anunță pentru duminică vreme frumoasă, acompaniată de temperaturi generoase. Mercurul din termometre urcă în Reghin și Târgu Mureș până la valoarea de 19 grade Celsius. Cu mai multe informații ne vedem pe final de jurnal. Doamnelor, domnilor, pentru această săptămână vă propun Ben-Hur de Lewis Wallace, o istorisire despre Hristos. Ben-Hur este un roman care dă viață unor personaje complexe și reînvie locuri și obiceiuri din cultura lumii antice. Este de fapt o poveste despre prietenie, trădare, răzbunare, dragoste și mântuire, împletite toate în destinul lui Ben-Hur și al familiei sale. Dar, dincolo de acestea, se întrezărește chipul lui Hristos, regele mult așteptat, care transformă viața celor ce ajung să creadă în el. Această carte, prezintă destinul unui tânăr evreu pe nume Iuda, fiul al prințului Ben-Hur din Ierusalim, a cărui viață ia o turnură dramatică în urma unei întâmplări stupide. A plecat fiind peste un parapet, în dorința de a privi legiunea lui Gratus, o cărămidă s-a desprins sub mâna sa și a căzut în capul procuratorului. Mama și sora sa au fost apoi întemnițate, averea confiscată, iar el transformat în sclav pe o galeră romană. Ben-Hur are însă norocul de a-l impresiona pe tribunul Quintus Arius, pe care îl salvează de la moarte și, drept răsplată, romanul îl înfiază, iar după moartea sa, evreul îi moștenește averea. În tot acest timp, eroul nostru a sperat să dobândească influența care să îi permită să dezlege misterul sorții mamei și surorii sale și, totodată, să le răzbune chinul. Pe parcursul cărții, Ben-Hur își câștigă câțiva buni prieteni care, fiecare în felul său, îl încurajează să-și redobândească familia și să-i facă să plătească pe cei care i-au furat viața. Astfel, facem cunoștință cu Simonide, un vechi slujitor al tatălui său și fiica acestuia, Esther, apoi cu Baltazar, egipteanul, unul dintre cei trei crai de la răsărit, precum și șeicul Ilderim cel Generos, în numele căruia Ben-Hur îl învinge într-o cursă de carete pe arogantul roman Mesala,
care este de fapt un vechi prieten din copilărie ce a complotat la întemnițarea mamei și surorii lui Ben-Hur. Mesala este învins, ba chiar schilodit pe față în urma întrecerii din circul roman, însă împreună cu fica egipteanului Baltasar, pe care o chema Iras, plănuiește o nouă asasinată asupra lui Ben-Hur. Acesta scapă și, fără a da de înțeles dușmanilor că ar mai fi în viață, pleacă spre Ierusalim în căutarea familiei sale. Cele două femei, mama și Tirzah, sora lui Ben-Hur, scapă cu viață în urma anilor de întemnițare, sunt vindecate apoi de lepră, chiar de către Hristos, și își vor revedea în cele din urmă fiul și fratele. Acesta ar fi în mare destinul lumesc al lui Ben-Hur, dar dincolo de toate întâmplările se află cel mai de preț destin al său, și anume cel spiritual. Autorul intersectează povestea eroului nostru cu cea a lui Iisus, romanul debutând chiar cu nașterea, cu vestea nașterii Mântuitorului, pentru ca la sfârșit să ni-l releve răstignit pe cruce. Sclav fiind și înlănțuit, Ben-Hur primește apă din partea Mântuitorului și, chiar dacă este mărit de acest moment, nu intuiește importanța lui. Mai târziu, când află că Mesia trăiește și va fi rege al iudeilor, Ben-Hur își închipuie că acest rege venea pentru a da jos Roma, pentru a guverna lumea pământească și, în acest sens, eroul nostru consideră, cu firea lui războinică curajoasă, că trebuie să strângă o armată care să-l slujească pe rege. Baltazar, egipteanul, este cel care îi explică în ce constă adevărata împărăția lui Mesia. Însă Ben-Hur va înțelege cuvintele înțeleptului abia când Hristos va fi răstignit. Publicat în anul 1880, romanul a avut un succes imediat, fiind considerat și cel mai bun roman american de la sfârșitul secolului al XIX-lea. A servit ca inspirație pentru mai multe puneri în scenă și ecranizări, dintre care cea mai cunoscută este ecranizarea lui William Wyler din anul 1959, care a primit și 11 premii Oscar. Așadar, vă doresc o seară plăcută și, dacă aveți timp, uitați-vă și la film. Va fi o experiență cel puțin interesantă. În ultimele 24 de ore, cea mai vizionată postare de pe site-ul jurnalderegin.ro a fost știrea despre începutul celui de-al doilea sezon al concursului de talente Pot să fiu o stea. Știrea despre bursa generală a locurilor de muncă s-a clasat pe locul 2 ca număr de vizionări. Știrea despre organizarea spectacolului de lumini și dans la Casa de Cultură Eugen Nicoară s-a clasat pe locul 3 în topul preferințelor internauților. Știrea despre organizarea spectacolului de lumini și dans la Casa de Cultură Eugen Nicoară a fost cea mai accesată postare în ultimele 24 de ore pe pagina de Facebook Daregin TV. Pe locul 2 ca număr de accesări se află știrea despre bursa generală a locurilor de muncă. Pe locul 3 în topul preferințelor utilizatorilor de Facebook se situează știrea despre lansarea cărții de versuri populare și învățături duhovnicești a preotului Vasile Chiorean. Puteți vedea și dumneavoastră știrile vizitând site-ul jurnalderegin.ro sau pagina de Facebook Daregin TV, cele mai populare site-uri cu știri din zonă. Rămâneți în continuare cu Daregin TV. Sâmbătă 22 martie de la ora 19 puteți urmări desfășurarea partidei dintre echipa FCM Avântul Reghin și CS Athletic Bradu. Meci ce va conta pentru etapa a 19-a a Ligii a 3-a la fotbal, seria a 6-a. De la ora 21 sunteți invitați să urmăriți concertul susținut la Reghin de Silvan Stâncel și Ovidiu Scridon. De asemenea, duminică 23 martie de la ora 19 veți putea viziona partea a doua a concertului susținut la Reghin de cantautorii Silvan Stâncel și Ovidiu Scridon. De la ora 21 nu ratați o nouă ediție a emisiunii Reghin Exclusiv, realizată de Marcela German. Veți cunoaște și de această dată reghinen ce ne pot fi adevărate modele în plan profesional sau personal. Rubrica Reghin Destin și Istorie, realizată de profesorul Ioan Costea, vă vorbește despre Reghin înainte de anul 1940. Continuăm ciclul cu evoluția populației din România Mare, care a devenit România foarte mare, cum spuneam în episodul trecut, prin dublarea suprafeței, dar și creșterea masivă a populației, care a ajuns la cifra de peste 18 milioane de locuitori. Acum, după 1920, cum spuneam, s-a instalat și în Transilvania și în teritoriile venite în 1980 în granițele României, s-a instaurat monarhia.
Acum, evoluția monarhiei în regatul român aș putea o așeza în trei etape în funcție de cum ea a evoluat mai mult sau mai puțin. Ca de exemplu, perioada monarhiei din 1919-1930 a fost o guvernare, să zicem, democratică. Regele Ferdinand, care s-a sfârșit în 1927, a lăsat tronul lui Mihai, întâi pe atunci minor, deci sub regență. Acesta a fost un centru de putere între rege, guvern și, bineînțeles, parlament. Al doilea moment al monarhiei, centru de putere, a fost 1930-1940. Este perioada lui Carol al II-lea, care aduce o sumedenie de modificări, schimbarea Constituției în 1930, proclamarea unei dictaturi regale, lupta deosebită cu ascensiunea legionarilor. Toate acestea au dus în final în ziua de 5 septembrie 1940, când regele Carol al II-lea este obligat să abdice, părăsește țara, se va stabili în străinătate și în 1953 va deceda. Urmele lui Carol al II-lea se văd astăzi mai mult sau mai puțin palpabile, pentru că, iată, unii dintre urmașii lui, care se consideră urmașii numărul unu, revendică sute de kilometri pătrați din teritoriul României, peste 30-40 de domenii, palate, case de vânătoare, etc., despre care eu odată am povestit ceva și probabil o să mai zic. Ei, al treilea moment al monarhiei a fost perioada 1940-1947, când s-a manifestat un război continuu între mișcarea legionară, pe de o parte, și regalitate. Această mișcare regională s-a terminat cu proclamarea unui stat național legionar, care s-a produs în 1941. În același an, la 22 iunie, România intră în război de partea Germaniei împotriva Uniunii Sovietice, război care pentru România a însemnat un dezastru, peste 800 de mii de soldați, ofițeri și ce-au fost, au pierit la Stalingrad, Cotul Donului și în alte zone ale războiului antisovietic. În 1945 și-a apărut comunismul prin așezarea unui guvern al lui Groza de orientare comunistă, dar cu elemente cât de cât, hai să zicem, democratice, care pe parcurs ele au fost eliminate. Iar după alegerile din 1946, din 19 noiembrie, guvernul chiar că s-a purificat, ajungând un guvern total comunist. Ei, organele administrative în această perioadă din Reghin au fost, să zicem, în 1924 primăria cu un primar nou. Până atunci am avut primar Saș, este vorba de primarul dr. Popescu Ioan Bibiți Baci, cunoscut, care a fost primar al orașului până în 1940, și despre perioada aceasta a, să zicem, legislaturii lui o să mai vorbesc, pentru că multe lucruri le putem consemna ca realizări din această perioadă. Orașul avea poliție, avea judecătorie, unde este astăzi gimnaziul Ceușanu, avea poștă, telefon, unde este astăzi poșta, avea ocol silvic, unde este astăzi ocolul silvic. Deci, iată, aceleași, să zicem, instituții pe care le are și astăzi. Școlile erau, să zicem,
folosite de etnii în mod separat. Vine în minte o zicere a unui profesor universitar, Demeni Laioș. Spunea la un moment dat, de asta în 1990, când se încerca separarea școlilor din Târgu Mureș și nu numai, zice că să mergem la unitate prin separare. Ei, aici chiar că avem mai degrabă o separare, nu știu dacă a fost și unitate, oricum nu s-au remarcat probleme etnice. Românii aveau un liceu care funcționa în clădirea băncii Transilvania de astăzi, vis-a-vis de bibliotecă. Strada era atunci medie numărul 2. Era în construcție clădirea nouă a liceului, care s-a și terminat prin anii 1935-36. Este vorba de clădirea deasupra spitalului, de pe strada, să zicem, de atunci, care se numea strada Averescu. Apoi mai avea școală elementară, primară, lângă biserica de pe strada Bălcescu, era o școală greco-catolică, iar în 1931 se construiește școala de pe strada Mihai Viteazu, care multă vreme a fost școala generală numărul 1 cu 9 săli de clase. Actualmente, după câte știu, este o grădiniță acolo. Sașii își aveau liceu evanghelic, unde este astăzi gimnaziu Augustin Maior, dar și școala strada Călărașilor numărul 1, școala de fete și o școală de băieți de pe strada Republicii de la numărul 15. Astăzi este o grădiniță acolo. Școală au avut și ungurii, era vorba de școala medie de pe strada Bujorului, de lângă Biserica Romano-Catolică, de asemenea o școală reformată pe strada Dealului și care cuprindea populația școlară maghiară. Evreii și aveau și ei școala lor, e vorba de școala de pe strada Kessel, Coșbuc de astăzi, de la numărul 7. În această perioadă a anilor de după 1930 au avut loc o grămadă de acțiuni edilitare. Foarte important este să vă spun că în 15 iunie 1927 s-au asfaltat străzi din Reghin, începând cu strada Republicii, apoi strada Sării până la Biserica Săsească și strada Școlii. S-au făcut în 1935 canalizări a unor străzi, e vorba de 7 străzi care au fost canalizate, dar s-a amenajat și pârâul acesta trandafirilor care a fost betonat. Așa că în 1921 și 1930 și după, Reghinul avea 68 de străzi. Astăzi are 148 de străzi. Acum, populația la momentul recensământului, am zis-o data trecută, dar ea a evoluat și în momentul când au venit comuniștii la putere și au făcut și ei primul recensământ în 1948, Reghinul avea 9599 de locuitori. O creștere slabă de circa 300 de locuitori în mai bine de 20 sau aproape 20 de ani. Populația însă, după această dată, a crescut vertiginos. Astfel, în 1956 sunt 18.000 de locuitori, în 66 23.000 de locuitori, în 1992 sunt 39.000 de locuitori, iar astăzi populația a scăzut la 33.281 de locuitori. Acum aici există o explicație. Explozia populației în Reghin se datorește industrializării masive a orașului. Foarte multă populație de pe sate și-au găsit loc de muncă în Reghin, au primit locuințe, s-au stabilit și astfel populația a crescut la 39.000 de locuitori. Tot din aceleași motive, dar invers, populația a scăzut de la 39 la 33.000 prin
plecarea din Reghin, în primul rând întoarcerea la vatră, la sate, apoi nu este de neglijat și emigrația în străinătate, în special a maghiarimii, dar și a populației românești, în căutarea de lucru prin diverse țări, ajungând ca această populație să scadă la cifra pe care am zis-o și probabil să mai scadă. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile zilei. Urmează în câteva momente Jurnalul Economic și Cursul Valutar, Jurnalul de Astre, știrile din sport și prognoza meteo. Vă mulțumesc pentru atenție, la revedere! Sandra, din totdeauna pentru tine. Ești specială, feminină, frumoasă. Vrei să oferi un cadou? Magazinul Casandra îți pune la dispoziție o gamă bogată de produse cosmetice pentru femei și bărbați, vopsele pentru păr, parfumuri, bijuterii de cea mai bună calitate. Casandra într-o nouă locație, Reghin, cartierul Făgărașului, la parterul blocului 10. Niagara, strada Izvorului, numărul 11. Spălătorie auto, cosmetizare auto, vânzare anvelope noi, vulcanizare. Nou, spălare covoare cu perie monocilindrică, clădire și centrifugare la doar 5 lei metrul pătrat. Pentru preluarea de la domiciliu poți suna la telefon 0745 377 779. Transportul este gratuit. Spălătoria Niagara, Reghin, strada Izvorului, numărul 11. Respectă-ți frumusețea și vei simți diferența. Vino la Ali Salon și vei găsi ceea ce cu siguranță cauți. Un lux pe care ți-l poți permite. Vă stăm la dispoziție cu aparatură de înaltă performanță, produse profesionale. Tot ce tehnologia inovează în materie de frumusețe. Coafură, frizerie, cosmetică, manicură, pedicură, masaj de relaxare pentru el și ea, într-un mediu deosebit de elegant. La noi ai acces nelimitat la frumusețe. Ali Salon, cartierul Libertății, bloc 16, apartament 21. Telefon 0747-288-802. Delta Therm. Noi vă tratăm cu căldură. Vă oferim cazane pe combustibil solid Atmos și Visman, șeminee pe bază de peleți. Centrale pe gaz cu condensare Beretta și Visman, cu randament superior, cu până la 25-30% mai mare față de o centrală termică tradițională. Servis în garanție și post-garanție. Consultanță tehnică specializată gratuită. Program Rabla pentru centrale termice. Posibilități de finanțare cu credit bancar. Ne găsiți în Reghin, strada Gurghiului, numărul 1, sau la telefon 0265-307-221. Delta Therm. Noi vă tratăm cu căldură. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
fost răpită o fetiță de 5 ani, 1,10 m, brunetă. Când un copil este răpit, fie spune ce ai văzut. Acțiunea ta poate salva o viață. Dacă ai informații, anunță imediat poliția. Alertă răpire copil este un mecanism național de alertare a populației în cazul răpirii unui copil. Viața e ca un joc de șah, ca o tablă de șah. Sunt Ovidiu Insan și vă aștept să discutăm despre oameni, cu oameni, despre viață și despre toate. Toate care ne interesează, toate care ne privesc, toate care ne frământă. Găsit la Jurnal Economic. 93 de kilometri de autostradă, atât își propune CNADNR să finalizeze anul acesta. Compania vrea ca anul viitor să termine și alți 195 de kilometri. Pentru anul acesta, instituția dispune de un buget de peste 2,5 miliarde de lei, mai mic față de anul trecut, în timp ce pentru 2015 bugetul prognozat se ridică la aproape 4 miliarde de lei. În 2013, Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri a avut un buget de 3,76 miliarde de lei pentru autostrăzi și a inaugurat 116 kilometri. În prezent, rețeaua totală de autostrăzi în România are aproape 650 de kilometri. Proiectele sunt finanțate atât cu bani de la buget, cât și din fonduri externe. Foarte puțini români și-au deschis o afacere anul trecut. Potrivit unui studiu al unei companii de strategie și consultanță în modelele de afaceri, în 2013, puțin peste 10% din populația adultă din țara noastră a dezvoltat o idee antreprenorială. Deși stăm mai bine decât China, Polonia sau Ungaria în contextul economic dificil, angajații cu profil intraprenorial au tendința să se detașeze mai ușor și să înceapă un business pe cont propriu, susțin realizatorii studiului. Ca un avertisment pentru manageri, în 2014 există toate premisele ca tot mai mulți tineri specialiști să plece din companii pentru a începe lucrul pe cont propriu. Asta îi face foarte receptiv la antreprenoriat în organizațiile lor și implicit reticenți în organizațiile slab antreprenoriale. Acestea au fost, doamnelor și domnilor, știrile economice. Urmează cursul valutar, iar cu veștile din domeniu ne întâlnim luni la aceeași oră. La revedere! Astăzi, casele de schimb valutar au vândut un euro cu 4 lei 51 de bani. Un dolar american s-a vândut cu 3 lei 28 de bani. Un franc elvețian a fost vândut la ghișeie cu 3 lei 75 de bani. O liră sterlină a fost la vânzare 5 lei 45 de bani. Iar pentru 100 de forinți maghiari a trebuit să scoatem din buzunar 1 leu 47 de bani. De asemenea, astăzi la ghișeie s-a cumpărat un euro cu 4 lei 45 de bani. Un dolar american a fost cumpărat cu 3,21 lei de bani. Francul elvețian s-a achiziționat cu 3,65 lei de bani. O liră sterlină a costat la cumpărare 5,32 lei de bani. Pentru 100 de forinți maghiari, casele de schimb valutar au plătit 1,42 lei de bani. Potrivit Băncii Naționale a României, gramul de aur a ajuns astăzi la cotația de 139 de lei 79 de bani. Bine v-am regăsit! În următoarele două zile, aspectele planetare sporesc importanța problemelor sociale și pot duce chiar la exagerarea lor. Ar fi bine să acordați mai multă importanță relațiilor sociale și sentimentale. Aveți însă grijă să nu faceți din țânțar armăsar.
Berbec, se pare că nu sunteți nemulțumit de tot ce se petrece în jur și vă ieșiți ușor din fire. Vă sfătuim să nu exagerați și să vă controlați reacțiile. Evitați discuțiile aprinse cu persoana iubită. Taur, se pare că în aceste zile veți avea un spirit critic ieșit din comun și veți avea tendința să faceți o tragedie din orice mărunțiș. Duminică după amiază începeți să vă pregătiți pentru o călătorie în interes personal. Gemeni, dimineața se pare că vă veți dezamăgi un prieten apropiat. Sunteți predispus la gafe. Vă sfătuim să nu-i căutați nod în papură partenerului de viață. Ar fi bine să ascultați o persoană mai în vârstă din familie, chiar dacă nu vă convine ce spune. Rac, s-ar putea să fiți neliniștit din cauza unor probleme financiare minore. Nu este cazul să vă faceți probleme. După amiază, o rudă apropiată vă împrumută o sumă importantă sau vă propune o colaborare de pe urma căreia puteți câștiga bine. Vă sfătuim să aveți răbdare și să vă ascultați intuiția. Leu, aveți tendința de a deveni prea insistent cu cei din jur și chiar scâitor. Neînțelegerile cu un prieten apropiat vă pun pe gânduri. Întrebați-vă dacă nu cumva exagerați. Vă sfătuim să fiți calm și prudent ca să evitați discuțiile inutile. Fecioară, se pare că acordați prea multă importanță unor probleme mărunte și că sunteți tentați să exagerați. Încercați să vă detașați. Grijile nejustificate ar putea să vă afecteze sănătatea. Ar fi bine să vă relaxați. Dacă vi se oferă ocazia să ieșiți în aer liber împreună cu persoana iubită, nu ezitați. Cu următoarele 6 zodii ne vedem imediat. Din arșița verii se naște bucuria gustului. Eternitatea s-a născut la țară. Tradiție și continuitate de 20 de ani în rețetele românești. Dăruirea și calitatea plămădite de maestri brutari. Păstrăm vechile tradiții de coacerea pâinii în cuptor tradițional pe vatră. Brutăria Sabău. Gustă diferența. Mirosul pâinii din copilărie. Fiecare poveste are farmecul ei. Începând de acum, povestea nunții voastre poate fi una deosebită. Într-o atmosferă romantică, sala de nunți a pensiunii Anca este cel mai potrivit loc pentru începutul poveștii voastre. O poveste deosebită atât pentru miri cât și pentru invitați. Aici puteți degusta cele mai alese bucate și cele mai speciale băuturi, iar cei veniți din depărtare pot rămâne cât îi lasă inima alături de voi. Sala de nunți a pensiunii Anca, locul perfect pentru povestea voastră. Pensiunea Anca oferă în mod gratuit toate serviciile de cazare pentru mirii care își vor organiza nunta în acest an în sala de nunți recent inaugurată. Florăria Brugmansia, plante ornamentale, flori și arbori într-o mare varietate de soiuri și mărimi. Tot ce este mai frumos pentru terasa și grădina dumneavoastră, pomi fructiferi, tuia, brazi albi la ghiveci, magnolia, trandafiri, aloe vera, palmieri, plante cățărătoare, gard viu. Confecționăm la comandă coroane și coronițe pentru înmormântări. Pentru comenzi și informații, sunați la 0744 858 745. Strada Pandurilor, numărul 123, la ieșirea din Reghin spre Suseni. Florăria Brugmansia, universul bunului gust.
Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Să fii condus. O campanie inițiată de Agenția Națională Antidrog. Continuăm previziunile pentru sâmbătă 22 martie. Balanță, veți face câteva drumuri scurte în care veți reuși să îmbinați interesele profesionale cu cele personale. S-ar putea însă ca partenerul de viață să nu fie de acord să cumpărați un obiect de valoare. Resimțiți o stare de nervozitate accentuată și sunteți tentat să exagerați. Vă recomandăm să evitați discuțiile în contradicție și să țineți cont de sfaturile celor apropiați. Scorpion, din cauza oboselii, este posibil să fiți din calea afară de nervos și să vă controlați cu mare greutate. Nu este exclus să vă certați cu cei din jur. Vă sfătuim să vă stăpâniți agresivitatea ca să nu vă faceți dușmani. După amiază ar fi bine să stați acasă în mijlocul familiei. Săgetător, aveți tendința să vă enervați fără motiv, ceea ce vă poate pune în situații neplăcute. Vă recomandăm să evitați activitățile sociale și afacerile pentru că aveți prea puține șanse de reușite. Păstrați-vă calmul. Capricorn, se pare că aveți dificultăți de concentrare. Vă sfătuim să nu vă ocupați de mai multe lucruri în același timp, pentru că riscați să aveți surprize neplăcute. Limitați-vă la activități de rutină și nu refuzați ajutorul colegilor. Spre seară aveți musafiri care nu vă fac nicio plăcere. Vărsător, un prieten vă redă buna dispoziție și optimismul, propunându-vă o colaborare. Vă recomandăm să terminați ce ați început și să nu neglijați problemele familiale. Ascultați cu răbdare propunerile partenerului de viață. După amiază s-ar putea să aveți o neînțelegere cu un vecin. Pești, dimineață veți fi predispus la exagerări. O discuție banală cu un coleg de serviciu poate să degenereze într-o ceartă serioasă. Puteți evita divergențele dacă nu încercați să vă impuneți punctul de vedere. Vă sfătuim să vă amânați călătoria de afaceri și întâlnirile cu prietenii. Evitați activitățile stresante. Acestea sunt previziunile pentru următoarele două zile. Sunt Veturia Fechete, vă mulțumesc pentru atenție. Ne revedem luni aici la Jurnal de Astre. Numai bine! Bună, sunt Florin Dogaru, iar pentru astăzi v-am pregătit ceva mai special și anume ca un antrenament pentru spate, adică toate exercițiile pe care le-am executat în cursul săptămânii, ordinea, serii, repetări. După cum v-am zis și la început, prima și prima dată să începeți cu o încălzire foarte, foarte bună. Puteți să faceți și maxim 10 minute de încălzire ca să nu aveți probleme. După care începeți cu tracțiuni. De preferință la ceafă, dacă ați făcut cea la ceafă, nu mai faceți și în față, deoarece este foarte, foarte mult. O săptămână faceți la ceafă, o săptămână în față. Maxim 3-4 serii pe exercițiu, după care puteți să faceți ramat cu gantera, 2-3 serii, ramat cu bara, tot așa 2-3 serii, după care puteți să faceți ramat la parlat, 3-4 serii, și puteți termina cu îndreptări pentru lombari și acolo puteți să faceți maxim 3 serii. Ce vreau să vă mai spun, să fiți foarte, foarte atenți la execuția corectă, nu contează greutatea, contează execuția corectă și astfel mușchiul și tot absolut lucră mult, mult mai bine.
dar să ne urmăriți și săptămâna viitoare, când o să trecem la brațe și prezint tot așa niște exerciții pentru brațe. Bine v-am regăsit! Ziua de duminică se menține la fel de călduroasă. Termometrele vor indica în Reghin și Târgu Mureș valoarea de 19 grade Celsius. Potrivit meteorologilor, în județul Mureș va fi vreme frumoasă și cer însorit. Pentru Sighișoara și Sovata sunt estimate 20 de grade, iar pentru Iernut și Luduș sunt prognozate 19. Atât în Stânceni cât și în Batoș vom avea parte de circa 18 grade Celsius. Soarele își va face simțită prezența și în afara județului nostru. În Cluj-Napoca, mercurul din termometre va atinge valoarea de 20 de grade, în timp ce în Sibiu sunt estimate 21. Atât în Bistrița cât și în Alba Iulia, vreme plăcută și 22 de grade. La Brașov, soarele se ascunde după nori și în aceste condiții se vor înregistra 19 grade. În capitală, același regim termic, iar temperatura maximă nu va depăși pragul de 21 de grade. Duminică noaptea, cerul va fi senin, atât în Reghin cât și în Târgu Mureș sunt estimate 6 grade Celsius. Pe parcursul zilei de luni, temperaturile mai cresc cu câte un grad sau două. Mercurul din termometre urcă în Reghin și Târgu Mureș până la valoarea de 21 de grade. Doamnelor și domnilor, jurnalul de vreme se încheie aici. Sunt Ionuț Cioloca, vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! Salon Tea, pentru o mireasă care se respectă. La nunta ta, tu ești în rolul principal. Fie vrei o rochie de mireasă simplă, elegantă sau sofisticată, noi știm că vrei să arăți superb, fără egal, cea mai frumoasă, cea mai fericită. Locul ideal, unde dorințele tale devin realitate și cel mai important moment devine unic. Rochii de mireasă, accesorii și invitații. În Reghin, pe strada Gării, numărul 2, telefon 0762-629-485. Salon Tea. Eleganță, rafinament, calitate. Flozo, partener autorizat Profine Germania. Dacă doriți o izolație termică și fonică superioară, vă oferim fereastră ideală. Calitatea germană a profilelor Trocal și KBE, feronerie de calitate superioară și sticlă termoizolantă Low E cu argon, conferă ansamblului creat funcționalitate și durabilitate. Îndrumare și consiliere gratuită, sistem propriu de plată în rate, marcaj CE pentru produsele oferite, garanție 5 ani pentru bună execuție și montaj, partenerul vostru de încredere într-o investiție pe termen lung. Tâmplărie clasică și tâmplărie din PVC placată cu aluminiu, uși culisant batante, uși culisante primidor, sisteme anti-efracție și microventilație, plase împotriva insectelor, glafuri și pervaze. Ne puteți găsi în Reghin pe strada Gării, numărul 44, telefon 0265 511 700. Flozo. Calitate, promptitudine, competență. Nu ratați promoțiile Evora Center! Salon Puls. Ai experiență în domeniul cosmeticii? Ești pasionat de îngrijire și frumusețe? Oferi servicii profesionale? Aici este locul tău!